Cristian Bouran a fost surprins cântând Catiușa, un cântec rusesc de vitejie în sediul brigăzii rutiere, la scurt timp după ce fusese reținut pentru că lovise sub centură un ofițer. Iar într-o altă înregistrare de amator, fostul deputat poate fi văzut cum se pregătește fizic și psihic de interogatorii, face exerciții de respirație și își mișcă brațele, încercând să scape de energia negativă. Avocatul îi spune că tocmai primise o corecție din partea subofițerului pe care îl lovise. Este o persoană care a suferit multiple traumatisme, fractură, dublă fractură a maxilarului, fisura cutiei craniene în zona sinusurilor, canalul auditiv spart și 7 dinți din gură, mai puțin. 2 lipsă total, încă 5 care sunt sparți. De altfel, Băureanu a vorbit despre rănile sale și în fața judecătorului când a cerut eliberarea sa din arest. Stă închis de o săptămână și dă vina pe polițiști. La acest moment nu este stabilită vinovăția lui cu certitudine. Împrejurările în care se reține că s-ar fi săvârșit fapta nu sunt dovedite decât dintr-un anumit unghi. Băureanu este acuzat, dar și acuzator. L-a reclamat la parchet pe subofițerul care l-a culcat la pământ cu o singură lovitură, dată ca un gest reflex imediat ce politicianul aflat sub influența alcoolului l-ar fi lovit sub centură. În favoarea lui Băureanu este gata să depună mărturie și iubita lui, care a fost alături și în noaptea scandalului. Ați apucat să vorbiți cu domnul Băureanu? Nu. Este mai bine după ceea ce s-a întâmplat? Aveți depune mărturie împotriva polițiștilor? Am depus. Trebuie să fie și ei pedepsiți, dar și domnul Băureanu? Toată lumea să primească ceea ce merită.